cel mai puternic concurs la nivel de cadeți. Aici se dispută medaliile și cine iese campion va reprezenta România la europenele de cadeți și la mondialele de cadeți. În perioada 28-30 martie se va desfășura la Iași finala campionatului național individual de cadeți, care va reuni toată elita luptelor libere. Dreptul de a lupta pentru titlul au câștigat și luptătorii Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, care sunt hotărâți să nu-și dezamăgească antrenorul având o prestație de nota 10. Mâine dimineață la 7 o să plecăm la Iași. Se dispută finala campionatului național de cadeți. Avem calificate 8 fete și 2 băieți, toți de la Clubul Sportiv Școlar. Așteptăm una, două medalii, Cioclea Maria, Vlășceanu Diana și cine știe, poate și pe la Brăguță, pe la 70 de kilograme, poate la 49, poate la 46, cu Ionescu Denisa. Deci, oricum, două medalii sperăm în ele. Antrenorul Cornel Cornea speră ca și de această dată Maria Cioclea să facă o figură frumoasă și să urce pe prima treaptă a podiumului. Sperăm ca una să fie de aur în dreptul Cioclea Maria. După calculul hârtiei nu sunt probleme. Ea a ieșit de două ori pe locul întâi. A câștigat primul turneu și l-a câștigat și pe al doilea. Deci nu cred că teoretic să aibă probleme. Dar nu totdeauna să practica se îmbină foarte bine cu teoria. Și dacă teoretic, sigur, ar trebui să fie campioană, practic o să vedem numai sâmbătă.